băieți, salut la tabără. Bă, ce să zic, eu sunt Ionuț. Lumea îmi zice Jean. Prietenii îmi zic Jean, de fapt. L-am găsit pe Rise pe YouTube, căutând alte treburi. Și cred că mi-a luat vreo două seri de m-am uitat cam la tot ce a postat el. Păi am văzut ce a postat și pe Facebook, am văzut și schimbările tot, mamă, și eram super wow. Și l-am luat pe fratele meu de mână și am zis, hai cu ei, că trebuie să facem o schimbare. Că noi de vreo un an și un pic așa suntem prin Anglia. Și la jobul de care ne ocupăm noi în momentul de față e... Trebuie să stai mult, frate, trebuie să stai mult jos și te nenorocești. Și ce am zis, stai frate, să facem o schimbare. Hai să ne apucăm de sală, dar nu oricum, mai să vedem și noi ce trebuie să facem. Și am dat de el și bang, bang, bang. Scopul meu este și a fost să slăbesc. Adică am început la 96 de kg și... Nici măcar n-am făcut o lună încă și am reușit să dau 10 kg jos și 10 cm în burtă. Deci sunt super mulțumit. Și ce vreau eu, pana mea, scopul să nu mai fie rușine când merg la plajă. Adică să am și eu un corp cât de cât definit. Mare sunt. Dar nu e definit. Și ăsta a fost scopul meu. Și după cum mă evoluează treburile în astea 3-4 săptămâni, eram sceptic. Am zis, nu frate, nu se poate. Eu în primul rând m-am motivat după Florin. L-am văzut că arată chiar foarte bine și din ce punct a plecat și unde a ajuns. Și așa am zis, bă, vreau ca el. Dar eram cam sceptic. Dar acum, după prima lună, dacă continui la foc alerg cum am făcut-o până acum, păi eu sigur zic că o să ajung. Adică, nu știu, trebuie, frate, să și stai să tragi. Pe mine mă prinde și 3 ore în sală. 2 ore jumate, 3 ore, adică... Dacă îți pui ceva în cap și vrei să faci chestia aia, trebuie să te dedici. Devotament. Vă pup, vă salut pe noi veniți. Vă pup și pe voi, fetelor. Aveți grijă de voi și o seară minunată. Bă. Salutare, băi, frații mei. Uite, eu sunt în trafic. Și eu am intrat în grupul ăsta al Rise. Șmecherul nostru, șeful nostru. Motivul ca să-l întrec pe el, că n-am pe altcineva pe cine să întrec de acolo. Și să mai zic numele meu, îl știți. N-are rost să-l mai zic. Sunt Costas, numărul 1. Uitați-vă de trafic. Vedeți? Și totuși am făcut filmulețul ăsta. Vă mai spun încă o dată de ce am intrat în tabăra Rise. Bineînțeles, pentru masă musculară, cu suplimentele lui foarte bune și cu programul lui care mă motivează foarte mult. Bineînțeles, și grupul mă motivează foarte mult. Și ce să zic? Multe fiare înainte și vă pup și vă iubesc pe toți în mod egal. V-am pupat, pa! Salut, tabărăreț! Numele meu este Cristi și am zis să accept și o provocare a colegului meu, Florin. Eu am intrat în tabărăreț deoarece mi-am dorit un program de slăbire. După o perioadă în care l-am urmărit pe Reins pe YouTube sau pe Facebook, am zis că este momentul să iau legătura cu el, să lucrez cu el, să văd cum este. Mai este puțin să termină o lună de când lucrez cu el. Sunt foarte mulțumit de programul care mi-l face el zilnic, de mâncarea care mă ajută cu planul nutrițional zilnic și o să continui în continuare să lucrez cu Reins. O să continui să lucrez cu colegii mei din tabăra Reins, pentru că mă motivează zi de zi. Ne motivăm unii pe alții cu mâncarea, cu pozele din sală, cu videourile din sală. Ne motivăm unii pe alții, ne ajutăm și de ce nu, încercăm să ne întrecem unii pe alții. Cum Costas vrea să-l întreagă pe Reins, eu vreau să-l ajung pe Florin și de ce să nu să-l întreb pe Costas. Vă mulțumesc și vă salut! Salut, tabără! Numele meu e Adrian și am intrat în tabăra Reins pentru că vreau să cresc în greutate, să ajung la 80 de kilograme, cât mai mult, cât mai curat posibil, masă musculară. De asta am și apelat la Reins, pentru că de unul singur mi-era destul de greu. Și mă pregătesc pentru concursul din tabără.
Și grupul chiar sunteți ok. Toată lumea. Reins numărul 1. Și pe antrenamente tot. Așa că, băieții, ăsta este primul meu video care îl fac pe acest grup. Așa că scuzați un pic emoțiile. Și ne auzim. Paftă. Bravo, Adrian. Bravo, Janet. Ai dreptate, te ține și 2 ore, 2 ore jumate, 3 ore, dar dacă ai în cap ce ți-ai propus, nu contează cât faci, 2 ore, 3 ore, important e să mergi pe calea aia până ajungi unde vrei tu, că mergi așa, sus, în jos, important e să ajungi unde îți propui. Așa că ține-te de treabă, că sigur o să faci treabă bună, cum zici tu, într-o lună, 2 luni, o să ajungi bine, frate, ține-te bine. Și bravo pentru video, tot așa, obișnuiți-vă cu videouri cât mai multe, da? De cine l-avem noi aici? Făt frumos din lacrimă? Cei 3 crai de la răsărit? Da. Bă, dar chiar sunt transpirat. Minte, se strupi cu apă. Bună seara, tabără, scuzați-mă întârzierea. Numele meu este Cristian, sunt din Sibiu și am 19 ani. M-am decis că vreau să lucrez cu Tibi după ce mi-am picat probele sportive la Academia Alexandru Ioan Cuza din București, Academia de Poliție, pentru că m-am pregătit un an de zile pe partea teoretică și partea sportivă am neglijat-o, am tratat-o superficial. Și asta m-a costat admiterea la facultate. Acum, în prezent, nu fac nicio facultate, m-am angajat, lucrez și vreau să mă dedic în continuare să reușesc la anul. Și pe partea teoretică și pe partea sportivă. Și l-am găsit pe Tibi random pe Facebook, am dat click, m-am uitat pe canalul lui, am urmărit videoclipurile și mi s-a părut un om serios, un om în care poți să ai încredere și care se ocupă de tine, îți răspunde la orice zi, la orice oră din zi și din noapte și asta m-a determinat cel mai mult să lucrez cu el. Nu știam de partea asta cu tabăra și cu grupul de pe Facebook și așa. Pot să vă zic că, nu știu, grupul ăsta la început m-a ajutat, bine, și acum mă ajută, dar la început m-a ambiționat mai mult să mănânc corect, să mă duc să mă antrenez și așa mai departe. Am pornit de la greutatea de 89 de kilograme, în prezent am 82, după o lună, chiar astăzi avem o lună de când lucrăm împreună. Și scopul meu este să ajung undeva la 78, 77, 76, pe acolo, depinde. Vreau să văd cum o să arăt la 78 și după, dacă nu sunt mulțumit, vreau să mai scad în greutate. Ce să vă mai zic? O să vă doresc o seară frumoasă și mergeți la sală, faceți sport. V-am pupat!